spui că nu-ți place politica. Sau că nu e treaba ta ce se întâmplă în fiecare zi la guvern, cu politicienii sau cu fiecare minister în parte. Că te-ai săturat de atacuri, demisii și revocări, scandaluri peste scandaluri, fake news. Și că ai vrea să-ți vezi de viața ta. Ai destule pe cap. Ai familie, ai job, mai vrei să ieși în oraș din când în când cu prietenii. Ai dreptate. Într-o țară normală, cetățenii iau cuvântul prin vot. Și da, poate că nu e nevoie să urmărească apoi zi de zi ce se întâmplă la conducerea țării. De asta am angajat o întreagă echipă, nu-i așa? Doar că e nevoie de noi toți ca să ajungem acolo. Și să alegem în cunoștință de cauză managerii României. Să fim atenți constant în mâinile cui lăsăm țara în care trăim zi de zi. Cu siguranță nu e niciun candidat perfect. Poate că nu ești 100% convins de niciun partid. Nici nu ai cum să fii. Dar e important să-i chem pe toți la interviu și să selectezi pe cineva la final, de fiecare dată. 26 mai e momentul în care tu alegi echipa României în Europa. Și nu doar atât. Pe 26 mai, tu hotărăști dacă România rămâne o țară democratică. Pe 26 mai, ai dublu rol de decizie. Pe 26 mai, suntem toți pe scenă. Votează! Folosește-ți vocea din prezent ca să ai o voce și în viitor. Ia cuvântul pe 26 mai. Vino la vot! 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 Vino la vot.